NZ vine din engleză și înseamnă Nearly Zero Energy Buildings. Uh-huh. E un concept, dacă putem spune așa, de clădire eficientă energetică, inițiat de Uniunea Europeană în urmă cu 20 de ani, uh-huh, în care se dorește reducerea consumului de energie foarte mult, până la aproape egal cu zero. De acolo vine Nearly Zero Energy Building. Salutare, salutare! Iată-ne într-un cadru inedit. Suntem la NZ Roadshow cu bunul meu prieten Marius Șoflete. Marius, mă bucur să te văd și revăd și revăd. Și vorbim astăzi despre NZ și provocările implementării NZ în dezvoltări imobiliare și în general în mediul de construcții și imobiliare. Marius, mă bucur tare să putem să discutăm astăzi. Bine ai venit la Caravana NZ de la Cluj-Napoca, locul în care ne-am propus să-i punem alături pe toți specialiștii implicați în construcții, arhitecți, ingineri, auditori energetici, beneficiari, constructori, meseriași și autorități publice, să vorbim despre ce Dumnezeu este cu acest NZ. Ce NZ-ul ăsta, domnule? Da, și ați reușit. Noi suntem într-un cadru așa la sala polivalentă din Cluj. By the way, Cluj, un oraș superb. Așa e. L-am văzut și seara și ziua. Din nou și din nou și din nou și mereu ajung la aceeași concluzie. Și Marius a făcut aici o treabă extraordinară. Aici suntem chiar în standul lui, șoflete.ro. Și cred că o să crească mult treaba asta în următorii ani. Am un feeling bun. Măi, pandemia ne-a cam ținut închiși în casă și am simțit nevoia să facem un astfel de eveniment fizic. Caravana în sine e un concept care a plecat din Bulgaria, a trecut prin Croația și a mai fost prin câteva țări din Europa. A fost inițiat de clusterul ProNZ și a avut 3 ediții la București, Brașov, Iași. Am participat cele de la Brașov și la Iași. Am zis, băi, guys, dacă veniți la Cluj, trebuie să facem, așa cum am văzut eu la nivel internațional, făcute conferințe tehnice. Și ne-am propus să facem atât parte de speech-uri, dar să expunem, de fapt, mai multe soluții care să poată să fie ușor de înțeles de către oameni. Marius, să începe cu începutul și pentru că, totuși, nu mai e chiar așa de nou, dar încă nou pentru foarte multă lume, acest domeniu NZ. Aș vrea să faci o definiție simplă, clară, concisă la ce înseamnă NZ pentru construcții, pentru toată lumea care poate aude, nu pentru prima oară, că sigur mai auzit până acum foarte mulți oameni, dar cam pentru primele dăți în care încă explorezi. NZ vine din engleză și înseamnă Nearly Zero Energy Buildings. Uh-huh. E un concept, dacă putem spune așa, de clădire eficientă energetică inițiat de Uniunea Europeană în urmă cu 20 de ani, uh-huh, în care se dorește reducerea consumului de energie foarte mult, până la aproape egal cu zero. De acolo vine Nearly Zero Energy Building, clădire cu consum de energie aproape egal cu zero. Uh-huh. Și pentru asta trebuie să facem o serie de pași pentru a ajunge acolo, pentru că astăzi clădirile consumă enorm de multă energie. 40% din emisiile totale anuale de gaze cu efect de seră sunt datorate clădirilor aferente consumării de combustibil fosil pentru a le încălzi. Noi avem nevoie de clădiri pentru a ne oferi un mediu confortabil. De exemplu, în România sunt zone în care avem între 4 și 6 luni iarnă. Noi, ca să ținem cald în casă, consumăm combustibil. Și undeva la 80% din energia totală consumată de o casă într-un an este pentru a fi caldă pe timp de iarnă. Și asta se dorește a se reduce, a face casele confortabile cu o investiție mai mică de energie. Conceptul este definit și legislativ. Asta înseamnă că este obligativitate în construcții pentru a atinge acest nivel de performanță energetică, care este definit în 3 pași majori. 1. Este cantitatea totală de energie consumată într-un an pe un metru pătrat util de casă pentru încălzire, răcire, ventilare, iluminat și preparare de apă caldă menajeră. Această energie se calculează cumva la sursă, adică este energia totală primară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă tu pe contoarul tău consumi un kilowatt-oră electric, de fapt rețeaua națională de stat consumă 2,5 kilowatt-oră ca să-ți verifice ție 1. Ai diverse conversii și pierde prețul. Da, pierde. Al doilea principiu definit este cel de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în special dioxid de carbon, calculat în kilograme de dioxid de carbon emise într-un an pe un metru pătrat util de casă sau de construcție, pentru că se aplică pentru toate tipurile de construcții. Se aplică pentru case, pentru blocuri, pentru clădiri rezidențiale, nerezidențiale, birouri, spitale, școli. Deci tot ce se construiește astăzi trebuie să respecte aceste standarde. Și a treia componentă este ca în acea energie pe care noi o consumăm în continuare, pe care am redus-o într-o anumită valoare, noi să putem să producem cel puțin 30% din ea din surse alternative regenerabile de energie. Adică noi să ne putem produce o bună parte din acea energie într-un areal
cuprins într-o rază de 30 de kilometri în jurul construcției. Și astea sunt cele trei mai mari piloni a unei case NZ. Da. Totuși, ai spus de obligativitatea că de la începutul anului 2021, din ce cunosc, a fost și de tranziție undeva în 2020. Din 2013 s-au publicat aceste directive, fiind perioada de tranziție până în 2020. Uh-huh. Cadrul legislativ este dat de legea 372, în care, începând cu data de 1 ianuarie 2020, 2020 chiar, ok. 2020 a fost. Uh-huh. Începând cu 1 ianuarie 2021, toate clădirile nou construite care intră în procesul de autorizare trebuie să respecte standardul NZ. Trebuie să fie o clădire NZ. Da. Uite, totuși, văd în dezvoltări imobiliare, implicat fiind în multiple proiecte în București și în țară, că a venit așa un pic brutal și cu ușoară ceață așa în jurul acestui concept. Dezvoltătorii au aflat că trebuie să implementeze normele NZ de la 1 ianuarie 2021, nu dinainte de această dată, ci fix după 1 ianuarie sau de la acea dată. Și evident că a fost o bulversare majoră. Încă mai sunt dezvoltatori prin București care mai interacționează în lungul timpului, care se bucură încă dacă pot reuși să mai scoată centrale termice individual și pe unitate, pe apartament. Și atunci stau să mă întreb, să mă întreb dacă acești trei piloni, care destul de simplu de înțeles, adică nu e... Energie consumată cât mai mică, emisii cât mai scăzute, exact. Și producere de energie... 30%, max 30 de kilometri. Cumva seamănă cu mașinile. Uh-huh. Clădirile care se strămână astăzi sunt echivalentul mașinilor diesel, euro, poate nici măcar 1. Uh-huh. Noi trebuie să facem acum tranziția către mașinile hibrid. Exact. Ca în viitor, nu foarte îndepărtat, până în 2050, să ajungem la echivalentul mașinii full electric, care în momentul utilizării are emisii zero. Uite, asta e o comparație foarte faină. Da. Și totuși dezvoltatorii s-au trezit, băi, stai puțin, că oricum deja mi-a crescut costul de construcție, prețul de vânzare, Daniel, ne zici că merge să creștem, dar totuși să fim atenți, să o luăm așa cu o creștere graduală. Și unde mai băgăm și NZEB? Știi? Păi, băgăm NZEB-ul în termoizolație suplimentară, că oricum termoizolezi. Dacă construiești ceva nou, oricum pui o termoizolație. Acum că pui 8, că pui 10, că pui 15, manopera e oarecum la fel și prețul materialului, dacă îl negociezi bine la volume mari, nu e mai atât de mare. Adică impactul pe care îl are adăugarea unei extra termoizolații încă din faza de proiectare și execuție, la nivel de performanță energetică, poate să fie dublu versus o investiție suplimentară de 10-15%, calculată pe tot imobilul. Tâmplării la casă pui oricum. Adică ferestre pui oricum într-o construcție. Numai dacă alegi cele mai performante ferestre și le și montezi corect, care te costă undeva la 20% în plus per categorie, adică per investiții dedicate ferestrelor, care în clădire se traduce undeva la sub 5% în plus, iarăși performanța aproape se poate dubla. Deci din doi pași simpli, tu ai reușit să crești performanța clădirii de 4 ori. Ai obținut 400% randament energetic pentru poate 20% investiție economică în plus. Practic principiul Pareto, dacă ar fi să te uiți la acele X lucruri care să-ți aducă aproape de maxim de impact, atunci acela ar fi. Și de aici nu trebuie tăiat, din zona asta nu trebuie tăiat, pentru că după aceea să vii să pui altă termoizolație pe casă sau să schimbi ferestrele, trebuie să strici finisaje, trebuie să strici probabil instalații care le-ai fi pus și sunt niște pași care trebuie făcuți dinainte corect. După aceea, pentru a mai reduce consumul de energie, mai putem face niște pași, precum montarea unor sisteme de ventilație cu recuperare de căldură, care practic recuperează energia termică din aer, aducând în aer proaspăt în casă. Și astea sunt niște pași de care, dacă ținem cont din proiectare și în investiție, ajungerea în NZEB devine foarte accesibilă. Adică nu e nimic atât de complicat, trebuie doar niște bunăvoință și înțelegerea clădirii ca un organism, cum lucrează. Eu văd destul de multe ori clădirea ca o extensie a propriului nostru corp. Trebuie abordată holistic, dar apoi pe specialități în sine. Adică ai un medic generalist care se uită și care vede că te dor oasele, te trimite la ortoped, doare stomacul, te trimite la gastroenterolog. La fel este și la o clădire. Ai principiile NZEB în general, după care trebuie aplicate de arhitect, de auditor energetic, de inginer și, bineînțeles, de investitor să înțeleagă acele principii și să le financeze. NZEB nu înseamnă doar să pui panouri fotovoltaice pe casă sau panouri solare. Aia este ultima parte. Adică e ca și cum tu vrei să mergi cu un motor de 1.4 pe o mașină care are 3.000 de kg. Pe prima oară reduc greutatea mașinii ca să facă față motorul ăla de 1.4. Vedem, de exemplu, la mașini electrice,
cum forma mașinii s-a optimizat foarte mult aerodinamic, ca performanța motorului să poată să fie crescută. Da, și acum ai ajuns cumva și la punctul sensibil, că dacă întrebi, probabil majoritatea oamenilor o să zică că Enzebu înseamnă panou fotovoltaice și se rezolvi cumva cu încălzirea, poate găsești o centrală termică de bloc, dar totuși parcă nu atingi exact acel 30% care trebuie să-ți produci singur energia și pilonul 2 al de emisie de carbon. Nu prea rezolvi cu o centrală termică de bloc. Ok, mai tai din ele, dar tot nu ajuns suficient. Și cum vezi tranziția asta? Eu am deja, știu că cam cunosc răspunsul, dar cum vezi tranziția asta către soluții de genul pompă de căldură pentru încălzire sau, eu știu, conectarea cu un câmp fotovoltaic la 30 de km, cu poate tu nu poți să-ți produci, că faci un bloc de 100 de apartamente și nu poți să produci suficient ca să acoperi acele 30%. Cum vezi demersul de acolo? Vreau să fac un exemplu care ne este mai ușor și o să iau ceea ce am făcut în cadrul evenimentului ONZ BR, ca să explic. Bă, e foarte bună, mai devreme. Am băut BR Crafted. Are rol didactic, da? Eu am un recipient în care trebuie să țin apa. Adică am casa în care trebuie să țin căldura. Dacă eu încep să găuresc recipientul, adică căldura din casa mea iese pe peste tot, eu trebuie să fac efort să pun apa înapoi. Adică să o circul, să consum niște energie. Eu, de fapt, trebuie să mă duc într-o zonă în care să petrecesc găurile astea, ca după aceea energia termică care o pierd doar prin pereții 20, să zic așa, sau apa care își pierde pe aici, să fie cât mai mică, ca după, eu s-o pot după aceea produce local. Adică energia alternativă astăzi are un randament mult, mult mai mic decât energia clasică. Dau un singur exemplu. Cea mai mică centrală de apartament pe gaz are undeva la 24 de kW putere instalată. Adică că ai o garsonieră de, nu știu, 20 de metri pătrați sau ai un apartament de 100 de metri pătrați, tu începi să spui centrală de la 24 de kW încolo, că atâta poate. Asta e cea mai mică. Pompa de căldură începe de la un 4-5 kW putere instalată, dar o pompă de căldură de 12 kW putere instalată e de 10 ori mai scumpă decât o centrală pe gaz de 24 de kW putere instalată. Pentru că are un COP, un coeficient de performanță. Un coeficient de performanță și tehnologia este altfel. Aici ard gazul, adică am ars un combustibil, am generat căldură, aici trebuie să stresez gazul. Adică îl comprim, el îi schimbă temperatura în funcție de forța cu care comprim sau cu presiunea respectivă și absoarbe căldură din aer, din apă sau din pământ pentru a se vaporiza sau a condensa. Deci da. A se înțelege căldură există în orice aer la orice temperatură. Da. Orice diferență de 0-1 grade este de fapt diferență de temperatură care generează transferul termic, care înseamnă căldură. Deci astea sunt principiile pe care trebuie să merg. Prima oară trebuie să fac neapărat economie. Pentru că sursele alternative care se bazează în principiu pe soare, astăzi vorbim, toată lumea se gândește la panouri solare, panouri fotovoltaice ca surse de energie, ele sunt limitate de cât timp bate soarele afară. Și noi avem, de exemplu, iarna, nevoie foarte mare de energie în decembrie, ianuarie, februarie, martie, mă rog, noiembrie, dar un sistem alternativ poate produce cea mai mică cantitate de energie atunci. Noi vara producem foarte multă energie cu panouri solare, dar vara aveam nevoie de cea mai mică cantitate de energie atunci. Și atunci cum faci? O stochezi? Cam greu cu stocat. Nu, ci pur și simplu aplatizezi cele diferențele. Adică duci consumul cât mai mic, ca tu după aceea ce produci să poți să eficientizezi cât mai bine. Și aici, bine, după aceea, în loc de stocare, mai bine să dai în rețea sau să faci diverse factori de conversie. Un exercițiu pe care l-am făcut și s-a aplicat foarte bine și pentru clădiri mari ar funcționa la o scară mai mare, e testat pe casele pe care le-am făcut. Bine, eu am mers pe filozofia de casă pasivă, care casa pasivă este următorul pas după NZ. Adică cumva este ceea ce, unde trebuie să ajungem noi în 2050. Noi acum facem un pas intermediar 2020-2030 cu NZ-ul. Dacă iei sursele de energie alternativă, dacă ai panourile fotovoltaice care îți produc acum curent, folosește acel curent să alimentezi o pompă de căldură care poate să-ți producă acum energie termică pe care o stochezi în niște pafăre. Într-un apartament e foarte greu să faci asta pentru că nu ai loc. Adică pierzi undeva la 10 metri pătrați util, care înseamnă la preț de vânzare a unui apartament câteva zeci de mii de euro. Exact. Dacă în schimb la nivel de bloc tu ai avea un astfel de sistem gândit, interconectat, este de stocare. Stocare, da. Care îl poți pune într-un subsol de bloc. Adică poți să pui un pafăr de, nu știu, câteva mii de litri acolo, nu? Să stea. Tu poți să produci local cu cantitatea de fotovoltaice pe care o poți pune pe un bloc, tu s-ar putea să poți produce, dacă ai o pompă de căldură eficientă și un sistem de stocare eficient, aproape toată energia necesară blocului respectiv. Pentru perioada în care nu poți să produci energia solară. Da, solară. Sau în perioada în care nu ai acele vârfuri.
Dar da, interesant, deci sistemul de stocare, pentru că cred că convențional oamenii înțeleg altceva prin asta, înțeleg baterii. Nu înseamnă doar baterii, înseamnă doar orice baterii. Loc sau sistem prin care poți să stochezi energie termică, da, sau energie electrică. Noi în apartamente sau în aceste centrale murale, în care se pun în dezvoltări sau se pun în apartamente, tu ai nevoie de apă caldă, ea este alimentată de gaz, pornește flacăra, apa caldă se prepară instant, tu ai apă caldă pentru încălzire sau pentru apă caldă menajeră. Într-un astfel de sistem alternativ, e foarte greu să faci instant apă caldă și nici nu funcționează să faci pe electric. Da, pentru că te costă mult mai mult pe electric. Adică costurile sunt infinit mai mari, mă rog, infinit, de vreo 5 ori mai mari. Și la fel, cantitatea de curent electric, să spun între ghilimele, produse fotovoltaice, nu o să-ți ajungă să-ți încălzească apa pentru bloc. În schimb, dacă tu iei un kilowattoră electric și îl treci printr-o pompă de căldură, tu câștigi 3-4 kilowattoră termici. Aici face convenția. Și tu după aceea poți să stochezi apa caldă produsă pe timpul zilei. Să zicem că tu ai 6 ore de soare într-o zi de iarnă. În alea 6 ore poți să generezi suficientă energie electrică să alimentezi pompa de căldură, să produci apă caldă pe o zi. Am testat asta pe proiecte la diverse scări. Excelent. Asta merge la casă. Acum, întrebarea dificilă este cum o scalezi la un proiect, să spunem, mid, 100 de apartamente. Dacă în timpul dezvoltării ții cont de acest lucru, eu am văzut niște dezvoltări foarte faine în Germania. Când am fost la una dintre conferințele de case pasive, am fost în Heidelberg, unde o șesime din oraș este alimentat integral de sisteme alternative sau de cogenerale și acest nou district de ce înseamnă 1 pe 6 din întreg orașul este făcut tot în standard de casă pasivă. Ei reușeau să alimenteze un district întreg cu 6 microcentrale de cartier care mergeau pe biomasă combinate cu pompă de căldură, combinat cu panouri solare. Și atunci, în loc să te chinui să pui pe bloc și să faci instalații în fiecare bloc, dacă tu faci o dezvoltare în care generezi mai multe unități locative, poți să le gândești o zonă de centrală comună și de acolo să-ți faci distribuția, pentru că este mult mai eficient ca investiție în instalații, dar și ca mentenanță și ca gestiune. Că nu mai depinzi de a cere acordul fiecărui proprietar de apartament în bloc ca să poți să intervii pe instalații, ci tu ai efectiv o rețea de distribuție, microcentrale locale. Și ele pot fi implementate, să spunem, dacă sistemul de termohicare, să spunem, din București, da? Un exemplu absolut aleatoriu. Nu-ți permite pentru că ai pe de-o parte CET-ul care alimentează mai multe cartiere, ai pe de-altă parte blocurile noi care până la 1 ianuarie 2021 au fost sub centrale termice individuale majoritatea, unele și de bloc. Și pe aia trezești cu un teren, să zicem, dau un exemplu din nou absolut aleatoriu, în Pipera, da? Și n-ai o sursă gândită, să spunem, global, sau mă rog, măcar la nivel de câteva quartale, da, care, prin care să poți să încălzești mai multe. Da? Heidelberg, un oraș foarte frumos, dar probabil a fost gândit când a început, da, să fie urbanizat. Da, el a fost strategic, exact, strategic, din urbanizarea început. Pipera, din nefericire, n-a fost gândită foarte strategic. Sau, mă rog, încep acum să se așeze niște lucruri. Cum poți să duci un astfel de sistem, să zicem, într-un proiect, pe un teren pe care un dezvoltator îl are de 5.000 de metri pătrați, sau 10.000 de metri pătrați, ca să fie mai simplu, și să poți să beneficiezi de toate avantajele de care am vorbit până acum, Enzo. Cum o vezi? Dacă vorbim de partea de instalații, cred că poate fi integrat foarte bine în interiorul noii construcții, adică poți să ai niște zone dedicate. Cumva, astăzi se tot optimizează blocurile pentru a da doar metri pătrați de locuit. Dar ție trebuie de fapt și niște metri pătrați tehnici. Este bătălia pe locurile de parcare, unde trebuie alocat un anumit număr de locuri de parcare per unitate locativă, într-adevăr. Mai este și partea de spații verzi care trebuie să o asigur. Mai este și partea de facilități pentru complex, pentru oamenii care locuiesc acolo. Da, și de adăpost ala. Da, un anumit număr de persoane, tu ai și un adăpost ala care îți poate crea diverse provocări. Deci, astea toate trebuie puse pe masă încă din timpul proiectării. Ca să știi că la un moment dat s-ar putea să trebuiască să renunți la un apartament ca și suprafață pentru a aloca un spațiu de instalații în care să poți face o astfel de centrală. Că poți să faci astfel de centrale sau de microcentrale și la parterul blocurilor, adică poți să le faci și inserate în... Și ți-a ajuns, să spunem, un 50 de metri pătrați util să poți face o instalație care să deservească 100 de apartamente? Adică asta se face având niște studii energetice făcute pe proiect.
Pentru că proiectul de cele mai multe ori este dezvoltat exclusiv din perspective de arhitectură, plus la limita legislației pe locuri de parcare, spații și așa mai departe, dar trebuie să incluzi din stadiul de proiectare un auditor energetic sau un proiectant specializat de case pasive sau un instalator, un inginer instalator specializat în resurse regenerabile, care să-ți vină să-ți dimensioneze pentru întreaga dezvoltare, inclusiv într-o variantă modulară, dacă vrei să dezvolți mai departe. În cascadă, nu? În cascadă, dar tu să nu mai sacrifici și din următoarele dezvoltări pe care le faci, să sacrifici un astfel de spațiu. Și mai înseamnă... benefică soluția asta de versus, să zicem, una de pompe de căldură individuale pe apartament, care ar arăta, de exemplu, cu o centrală termică veche? Odată care ar arăta de-am porculea, să zic așa, pe șleau, și costul ar fi foarte mare, adică o pompă de căldură pentru un apartament ar sări de 5-7 mii de euro. Pe cu toată echiparea, complet. Cel puțin. Pleacă de la o centrală pe gaz e 1000 de euro. Atunci e o diferență pe care trebuie să mai acoperi din faptul că n-ai țevi, n-ai branșamente. Și pune un efort foarte, foarte mare pe instalația electrică. Și pe instalația electrică. Adică ți-ar genera un consum electric și un necesar de putere instalată extrem de mare. Uite, unul dintre exemplele pe care le-am discutat ieri în panelul de dezvoltări imobiliare era cel de la Colina Nouă. Da. Ei au pornit de la nevoia de eficiență energetică a construcțiilor pentru că aveau limitare la rețeaua electrică pe care o puteau trage acolo. Aveam un anumit număr de kilowatts ca și putere instalată. Și de acolo eu trebuie să înceapă să taie și să-și dea seama că trebuie să optimizeze și să reducă foarte mult consumul. Pentru că, na, și curentul electric costă astăzi, energia electrică costă astăzi. Mai este și opțiunea să te branșezi la un furnizor de energie care are garanția că îți dă din surse regenerabile. Te poate ajuta și acest lucru ca să ajungi acel 30%. Adică tu local poți să-ți produci 15-18% și restul de 12% să-l achiziționezi de la un furnizor de energie care știe că îți produce energie verde. De exemplu, un câmp fotovoltaic la 30 de km distanță. Da. Nu e, de exemplu, hidroelectrica. Nu intră în categoria asta, nu? Ba da, hidroelectrica e regenerabil. Da. Păi și intră în categoria de că îți produce energia 30% maxim 30 km, că nu. Doar dacă ai o hidrocentrală în apropiere. Aici încă e un debate la nivel administrativ și de autorități. Uh-huh. În sensul care, ok, cum se consideră 30 de kilometri, pardon. Mă extind, adică pot să consider că pe rețeaua națională aduc și energie formată de acolo. Încă unii zic da, alții zic nu. Dar și asta poate fi un lucru de care se ține cont. Adică eu pot, dacă tu ai un parc fotovoltaic și ești branșat la rețeaua națională de stat și eu fac un contract cu tine, prin rețeaua națională de distribuție, eu pot să acceseze energia ta. Că ăsta este principiul prosumatorului astăzi. Da. Tu produci, bagi în rețea, eu am nevoie, consum din rețea. Uh-huh. Mi se pare un subiect extrem interesant și Marius, l-aș parcurge și în alte materiale viitoare. Mă bucur tare că am avut ocazia să stăm chiar și aceste 30 de minute împreună astăzi și nu, am multă baftă să iasă NZ Brochure foarte bine anul ăsta la Cluj și anul viitor în cât mai multe orașe. Câte să avem? Noi ne propunem să ajungem în cât mai multe orașe, facem o caravană ad literam cu un tir pe care îl echipăm în viitorul apropiat, să ajungem cu toată baza asta de knowledge pe care am format-o aici, să ajungem în cât mai multe orașe. În baza noastră sunt și câteva machete cu sisteme constructive pe care oamenii să vină să pună mâna. Și uite că acum am luat provocarea asta de a gândi la scară mai mare și pentru dezvoltări imobiliare. Oricum, ce aș vrea să vă zic, fraților, este că nu, NZB-ul nu este un bau-bau, nu este doar o fiță sau o lege, nu trebuie să o evităm, ci este o nevoie sau o necesitate. Uitați-vă un pic la contextul actual climatic. Hai să ne uităm un pic acum la contextul actual economic și politic și cum resursele devin din ce în ce mai greu accesibile. Adică e o problemă pe viitor. Și vine întrebarea, ce facem peste 10 ani dacă rămâne de tot fără gaz natural? Cum vom încălzi și cum vom alimenta toate blocurile pe care le construim de acum încolo dacă nu ținem cont de ceea ce urmează să întâmple viitor? Asta cred că e un mesaj cu care să rămânem. Marius, mersi foarte mult că am fost împreună astăzi. Ne revedem ca în fiecare săptămână cu materiale excelente și bine informate, da, foarte important, cu date factuale și pozitive informate despre imobiliare, construcțiile noi, învânzarea acestora și domenii conexe și oameni faini cum Marius a fost azi. Marius, toate bune să ai! Mulțumesc! Ciao.